Bun găsit! Prețul energiei termice produse de Bioenergie Suceava va crește de anul acesta la gardul centralei, dar nu și la populație, a informat primarul Sucevei Ion Lungu. În prezent au loc discuții care vizează noul tarif de producere a gigacaloriei, în condițiile în care contractul prin care este impus producătorului timp de 5 ani să furnizeze gigacaloria la 116 lei plus TVA la gardul centralei expiră în toamna anului 2018. Primarul Lungu a precizat că nu a fost prezentată încă o propunere oficială. În opinia lui, în urma discuțiilor avute până acum, este că noul tarif va urca destul de mult, spre 170-180 lei, fără TVA, la gardul centralei. Părerea mea personală că astăzi prețul la gardul centralei este de 119 lei pe gigacalorie, părerea mea că va urca destul de mult pe la 170-180, probabil. La gardul centralei, mă refer. Astăzi este 119. Deci cred că vă cerem o majorare de sus semnificativă. Dacă 119, nu, 40-50%, nu. La populație, încă o dată spun, populația nu va avea prețul majorat pentru că debea plătește cât are. Va plăti indirect populația, da. Da, deci 50%, domnul Bujaia, ca să înțelegem, 50% la gardul centralii. Iar în final nu e atâta. Pentru că prețul la gardul central azi e 252 de lei, din care 190 lei la gardul central, restul celelalte cheltuieli. Prețul final nu va crește cu atât de mult, dar prețul la gardul central va crește și cu 50%. Azi nu pot să spun mai mult, am avut o discuție cu acționarii de acolo, inclusiv cu cei din Austria, unul din acționarii din Austria, care a venit la Suceava, am avut o discuție, se încearcă, mă rog, noi posibilități, este problema lor, în primul rând, de aprovizionare cu masă lemnoasă, biomasă, că i-ai făcut pentru biomasă. Eu încerc să fiu pozitiv, că n-am altă soluție și cred că, nu, sunt convins că vom avea căldură la iarnă, dar sigur că vor fi dezbateri, vor fi aceste solicitări de majorare de preț, iar prețul la gardul centralii, părerea mea că va fi o solicitare de creștere chiar de 50% la gardul centralii. Întrebat dacă majorarea tarifului de producere a energiei termice nu va determina o debranșare masivă din partea populației, primarul Ion Lungu a răspuns că se îndoiește de acest fenomen, deoarece sucevenii branșați la sistemul centralizat nu vor plăti mai mult decât în sezonul rece anterior, plus că se preconizează o explozie a prețului gazului metan.